Ce e, mă? Bună seara. Bună seara. Domnișoara Maria Cerchez, fica colonelului. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara, domnule profesor. Bună seara. Dați-mi voi. Bună seara, domnule. Bună seara, domnule Măricineanu. Domnul Maior Șonțu. Îmi pare bine. Domnul Locoterin Bordeanu. Bună seara. Domnișoara Ortezia. Bună seara. Adunarea națională, constatând ruperea legăturilor cu Turcia și primind războiul, declară că România, ca stat de sine stătător, are dreptul la o viață proprie a sa. Își pune încrederea în sentimentele de dreptate ale puterilor europene garante și are deplină încredere în guvernul țării, care va lucra și de aici înainte cu patriotismul și bărbăția pe care le reclamă situația. Vă rog, domnilor deputați, să trecem la vot. Poftiți. Rim iarnițică istorie, Coane Mihai. Cel care a visat cel mai lucid acest moment nu e aici. Nicu Bălcescu. Sau poate că e. Ce se tot căcăiește abași, Tudore? Că eu am venit de unde am venit și stau degeaba. Taci, bă. Când îmi dai și mie haine și sabie, că eu... Am primit scrisoare de la taică-tă. Zice că biata măta plânge într-una. Că nu i-ai spus nimic. Eu eram la moară. M-a apucat așa dintr-o dată. N-am mai putut răbda și am venit. Ai venit, ai venit, dar uite că guvernul de la Viena a făcut protest și cere să vă trimitem înapoi. De acum să-și vadă de treaba lui guvernul de la Viena. Că eu le-am pe ale mele. Și noi ce facem, domnule Gheră? Ce vă dictează conștiința de socialiști? Ca socialiști putem spune că suntem împotriva despuierii sau jupuierii omului de către om. Și ca atare suntem împotriva celei de la popor la popor. Vrem ca injusta, neomenoasa și nedemna de secolul în care trăim, dominarea unei națiuni asupra alteia să înceteze. Vrem ca românii să fie liberi și să aibă un stat al lor și să nu mai geamă sub dominațiuni străine. Ați vorbit frumos, domnule Ionescu. Numai dezvoltarea unor națiuni libere este cadrul necesar dezvoltării mișcării noastre socialiste. Și ce o să facem? Cum ce o să facem? O să ne rolăm voluntar, nu? Vin și eu. Acolo cred că e nevoie și de sanitare, nu-i așa, domnule Chierea? Sunt sigur că da. Veniți și dumneavoastră, domnule profesor. Ca profesor nu pot rămâne mai prejos de studenții mei, iar ca socialist mai bătrân, nici atât. Domnule sublocotenent, nu vă supărați, eu sunt bacalaureat și aș vrea să mă înrolesc ca voluntar. Credeți că se poate? Stimate domnule, ca bacalaureat puteți face o școală de 6 luni, după care puteți primi carnetul de sublocotenent în rezervă. Credeți? Sunt sigur. Acest vot a hotărât situațiunea. Nu mai e nevoie de niciun comentariu. În stare de rebel, cu vechile legături rupte, ce suntem? Suntem independenți! Suntem națiune de sine stătătoare! Dar definirea independenței noastre într-un mod absolut trebuie acceptată și de Europa. Aici e problema. Aici se reclamă sângele rece. În ceea ce mă privește, nu mă îngrijorează notele guvernului turc. Mă îngrijorează foarte mult cuvintele rostite la tribuna Parlamentului din Londra, cum că România ar face parte din Imperiul Otoman și deci armata turcească are dreptul de a trece Dunărea.
Așadar, ce facem? Să stăm ca morții? Nu, domnilor, căci morților nimeni și nimic nu le mai poate ajuta. Că suntem o națiune vie, că avem conștiința măsurii noastre, că suntem în stare să facem sacrificii ca să ne păstrăm această țară și drepturile ei pentru copiii noștri. Și această misiune, în momentul de față, este încredințată fraților și fiilor noștri care vor muri la hotare. Baterie! Foc! Oprește-vă! Stai, bă! Soniță! Oprește-vă! Totul nepotrivit ca un rahovani să meargă să-și riște viața pentru un Hohenzollern. Ce părere ai, Aristid? Dinastia de Hohenzollern are un trecut demn de tot respectul. Familia Rahovani are însă viitorul de partea sa. Gestul trebuie îndelung chipzuit. S-ar părea totuși că prezența este necesară, o prezență simbolică, o participare demnă, lipsită de orice pasionalitate riscantă. Ce-i, Gogule? Conașule, l-am prins pe Niță Ion, făcea nuntă mare. Cum, ăsta care mi-e dator vândut nuntă mare? Și tu ce-ai făcut? Am trimis oameni să-l aducă la primărie. La primărie să-l aducă? Dar nu se supere, mă. Poate vrea să-i ofer și cupeul meu să-și ducă mireasa în baiaș de nuntă. Uite-l, dracu. Bine, vin și eu. Să trăiți, conașule. O să-ți fie răzbun! 870! Cu turcul și tot omul până în Paștii de ani! Formata făcută se prezintă acilea! La primărie! 72! Răcău!
Cu armata nefăcută, care vrea să prezinte volintir, s-o facă, că e nevoie. Pricop Tudor! Nicio pricină, de niciun fel, datorii, clacă, proceste, sau alte penele, nu sunt piedică pentru Flăcău, care se trece volintir. Ostașul sau volintir, să și ia efecte, adică izmene și cămăși de primenit. Ioane! O și o pene, căciulă, tutun dacă are năramul și merinde pe trei zile. Nebândelache, nebândelache, spune să mă scrieți pe mine. Treceți-mă aici, sunt Niță eu. Nu mă îngoa. Pui mâna pe mine, vranghelosul neamului tău de baldosit. Scrie-mă, Neica, m-ai scris? O, mânzule, că te-am scris, ce nu vezi? Scrie-l pe Niță Ion. Ce-i mă cu tine, te însori sau ce faci? Taman când făceam nunta, domnul ofițer, au venit răhoții ăștia peste mine, că de ce dau cu banii de pământ și nu plătesc? Dar cu că sunteți aici, mă trec volintir. Ai trecut, Zacheu? Trecut să trăiți. Bine. Voichițo! Voichițo! Să rămână, boierule, să rămână. Ce-i, mă? Se înscrie volintir, boierule, se înscrie volintir. Niță Ion mi-e dator cu 80 de zile. Minte, domn Maior. I-a luat lui bietul tata pământul pe care îl dăduse vodă cuza slăvitul. Și acum vrea și 80 de zile. L-ai scris? Înscris, domn Maior. Îmi pare rău. Domnule Maior, vă previn că sunt deputat al Parlamentului și că relațiile mele și ale familiei mele v-ar putea aduce unele neplăceri. Considerați că m-ați avertizat, domnule. Respect hotărârea Parlamentului țării. Mă însor pe urmă, domn Maior. Se belim întâi pe turci și pe urmă vom vedea. Neica, nu mă lăsa! Să te iau cu mine, mă, ce-și nebună! Dar nu se poate! Să păcită mai ești! Mă, hai, mă, o dată! Auzi, Ioana, ia vină încoa! Ia vină încoa! Ce? Hai, bă, mai repede! Acuși, mă, acuși! Neica! Neica, unde nu mă lăsa! Stai acolo! Neica, hai, bursuc! Mai ales ne scap de dracu. Ci că e frică acasă. Nu spuse să o legi? O legai. O legai, dar scăpă. Mă, să fie de înpelițată. Mă, să-ți găsești beleaua cu ea. Neica? A? Tu, mă? Nu mă lăsa. Ce făcuși, mă? Îl tăiași. Ia-mă cu dumneata, mi-e ură singură. Ce să fac cu ea, mă, stane, mă? Spune, mă, ce să fac cu ea? Spune-i maiorul. Fie-ți milă, nu mă lăsa. Hai, treci. Treci, n-auzi? Bine, mă, ți-e frică acasă? Și la război, nu? O să vezi. O să vezi. Hai, bătiță, că se trezește bunicul și-mi strică toate socotelele. Uite, o veni Sara și matale mățica puninica. Până om ajunge noi, se gătește. Ce se gătește, mă, prostănacă? Matale, nu știi? Și tot eu sunt prostănacă, auzi? Matale, bătiță, mă scoți din țățâni. Până acum tot mumic cu vorbe frumoase și acu taș capul bândou, nu? Bine, măcar că știu cine mi-ești. Frate, mi-ești tu să fii al navii la care să mai faci și botile cu vax. Hai, bă, țurgane, mai repede. Gata, băieți. Culița te rămâi acasă. De ce să rămân? Ce să fac acasă? Dacă muri bunicul, să aibă cine să-l îngroape. Să aibă cine să dea de mâncare și să da pe vitele. Iar cu tu ești stâlpul casei. Ai grijă de mamă. Binecuvântează-mă, măicuță. Să vă întoarceți sănătoși. Și să vă ocolească focul. Și apa și fierul. Și toate relele să vă dea ocol.
ca să veniți întregi la pământ și la vită. Domnule Mehmed Ali, sunteți așteptat. Poftiți. Am întârziat, excelență. Îmi pare rău. Drumurile și condițiile speciale. Dacă ar fi să discutăm despre întârziere adevărată, ea măsoară câteva sute de ani. Vă rog. Ce importanță mai are acum o jumătate de oră? Excelență, sunt autorizat să vă comunic din partea lui Savad Pasha că guvernul majestății sale, sultanul, considerând România un stat modern, emancipat, cu totul demn de a nu mai fi tutelat, este cu totul de acord să-i ofere independența deplină. Intenția aceasta a fost materializată în vreo declarație oficială sau oficioasă, domnule? Excelenței voastre, este desigur cunoscută situația internă a Imperiului, tulburările din Constantinopol, rebeliunea din Montenegro și Bulgaria, pe care, din câte știm, anumite cercuri chiar oficiale ale țării dumneavoastră au încurajat-o și favorizat-o. E o veche meteahnă a celor asupriți de a se ajuta între ei. La toate acestea se adaugă, stimate domnule ministru, grava boală mentală a fostului sultan Abdulaziz. Lupta între tendințele noitoare ale căror reprezentanți vor o Turcie modernă, constituțională și factorii tradiționali și religioși. Dar acum sultanul a acordat tuturor supușilor săi o constituție liberală. Deci această Constituție care încearcă să salveze ceea ce nimeni nu mai poate salva, este înscrisul care ar trebui să garanteze independența noastră. Din fericire, domnule, a trecut timpul palavrelor al oriental. Constituția liberală din 1876 de care ați vorbit prevede pentru România statutul de provincie, e drept, privilegiat a Imperiului Otoman. Trebuie să recunoașteți că ea înseamnă totuși un element de progres. O fi însemnând pentru dumneavoastră, domnule, dar pentru România reprezintă o capcană care ne face să surâdem. Ceea ce n-au putut obține în culmea puterii lor militare Marii Sultan Bayezid il-Derim și Soliman Magnificu, adică să transforme principatele române în pașalâc așa cum s-a întâmplat la Budapesta în 1524. Sunt pe cale să obțină liberalii dumneavoastră noitori, nu cu sabia, ci printr-o constituție care ne hotărăște soarta și de care noi am aflat din gazete. Această procedură, dacă e să-mi spun un punct de vedere strict personal, a fost într-adevăr o gafă de neiertat. Ca să mă folosesc de expresia dumneavoastră atât de izbutită, nu din vina noastră relațiile Imperiului Otoman cu noi, au fost un lung șir de asemenea gafe de neiertat. Vă întreb, domnule, cine a încălcat vechile capitulații iscălite de Mircea cel Bătrân și Ștefan cel Mare? Iscălite silit! Pentru că nici atunci Europa n-a înțeles rolul istoric al principatelor aici, la confluența marilor interese. Cine și cu ce drept au cedat Austriei Bucovina în 1775, asasinându-l pe domnul ei legiuit, Grigore Ghica Vodă? A trebuit să ne închinăm în fața armelor. Domnul von Bismarck a formulat în mod genial și lapidar această axiomă politică. Die Macht geht dem Recht vor. Forța primează asupra dreptului. Când lumea se va descotorosi de îndemnurile acestor genii funeste, oamenii vor muri de bătrânețe. Și în fond ce doriți? În acest moment, armata rusă este înfrântă de trupele lui Osman Pasha. Trupele rusești de peste Dunăre vor fi în dificultate. Garnizoanele noastre din Vidin, Smârdan și Rahova le vor tăia calea. Va fi un dezastru pentru ele. Vă rog, continuați. Vă cerem să nu intrați în luptă. Să nu acordați ajutor armatelor rusești. Iar în cazul retragerii acestora, să permiteți trupelor turcești să treacă prin teritoriul dumneavoastră în urmărirea inamicului. Și, eventual, numai dacă va fi cazul. Să atacăm acum, în momentul bătăliei hotărătoare, armata imperială rusă pe la spate. Să o dăm în mâinile lui Osman Pasha, împreună cu majestatea sa, țarul, care se află pe câmpul de onoare. Și, pe urmă, să acceptăm Constituția dumneavoastră liberală care ne înalță la rangul nerâvnit de provincie otomană. Capacitatea intuiției dumneavoastră politice este extraordinară. Infructuoasa noastră conversație la sfârșit.
Dacă doriți să reveniți la statutul de neutralitate și să le lăsați doar pe noi să urmărim inamicul pe teritoriul dumneavoastră, înălțimea sa, sultanul ar considera această ipoteză ca suficientă. Aș vrea să vă spun un secret. Dacă astăzi, 19 iulie 1877, vreun om politic român ar accepta, prin absurd, propunerile dumneavoastră, situația nu ar putea fi schimbată cu nimic. Nu înțeleg. E normal. Războiul acesta e al întregii nații române. El a pornit. Era dreptul ei să-l pornească și datoria noastră să urmăm. Acum înțelegeți? Iar dacă aveți nevoie de un loc care să joace rolul de câmp de onoare pentru armatele dumneavoastră, bine voi și alegeți-l oriunde, dar nu în câmpiile noastre. Stai acolo, Orad, stai. Nu știu. O fi vrând el ceva. Poate strigă pe masă. Îi e sete, săracul. Nu vezi că vrea apă? Mă duc eu să-i dau. Haide, bea. Bea. Ol, vă comandă. Cum te cheamă, ostaș? Period. Ciucă Grigore, regimentul 5, batalionul 2, compania 3. De ce răspunzi în locul lui? Să te frați, domn căptean Străiți. Și Grigore cam plec, se pierde cu fie. Hai. Treceți în front. Am înțeles, treiți. Acum, dacă tot îți de fundul meu, nu te mai zmiur că e atâta. Ce, ți-e frică, ai? Da, vreau să mă duc acasă, nu e că eu. Vrei să te dea dezertor? Tu ce găzuși, mă, că armata-i țărc. Erai tu să fii de nebun. Ordonat, domnule colonel. Nimic nou? Nu, domnule colonel. Bine. Ce aveți, bă, ține furit? Potoliți-vă odată! Ce se întâmplă aici? Am întrebat ce se petrece. Raportează. Domnule general, s-au încăierat. Asta am văzut. Domnule general, sunt sergentul Constantin Surcanu din regimentul 13 de Robanți Dieș. Ne bajucurești și nu mai putem răbda. Ne strâcă curcani.
curcan în sus, curcan în jos. Râde lumea de noi pe unde trecem. Chimbați porecla în renume. Sub locotenent Spiroiu. Ordonați! Ai 3 zile de arest sever. Am înțeles, domnule general. Voi de unde sunteți? Să trăiți, domnule general. Sunt sergentul Ciucă Ioan, regimentul 2, infanterie de linie Gorj. Raportez că de-abia venirăm. Și vreau să ne și noi să râdem o țără. Dar moldovenii ăștia nu știu de glumă. Domnule colonel, vei forma un detașament amestecat din dorobanții de Iași și infanteriștii de Gorj. Vor rămâne împreună până la sfârșitul războiului. Am înțeles. Se va numi detașamentul special de pe lângă divizia 3-a. La revedere, băieți! Să trăiți! Cum te cheamă pe tine, mă? Ștefan Ionescu, domn sergent. Dar de unde știi tu meseria asta ca un armurier? De la Viena, domn sergent. Patronul m-a trimis la Viena, la atelierele lui Mannlicher. Te pomenești că știi și nemțești. Știu, domn sergent. Ia spune tu câteva vorbe. Es ist schön zu sterben für Freiheit und Frieden. Bravo, mă. Am să te propun să te avanseze, că văd că ești dezghețat. Am senzația că dincolo mișcă ceva. Ai dreptate, parcă se aude un scârții de roți. Nu știu dacă n-ar trebui să deschidem focul. Da, ar trebui să tragem câteva salve, dar știi că în privința asta măria sa e inflexibil. Nu se trage decât ca ripostă. Crezi că turcii își părăsesc Vidinul ca să se ducă la Plevna? Bogdane! Fă o rugare, domnule comandant al bateriei, să binevoiască să o steni până aici. Am înțeles. Ce se întâmplă la Plevna? De această bătălie atârnă soarta noastră și noi stăm și ne limităm în a riposta unor turcești. Dragă Walter, dacă rușii vor fi bătuți și Osman Pașa își va exploata succesul, atunci nu va mai sta. Dar dacă Osman Pașa va fi zdrobit, care va fi rostul nostru? Să luăm în primire cetățile de pe malul Dunării în chip de jandarmi? Ori să păzim prizonierii turci, așa cum am auzit că ar fi cerut-o marele duce Nicolae? Da, a cerut. Dar știi care a fost răspunsul nostru? Armia română nu va păzi decât prizonierii pe care i-a luat ea și orașele cucerite prin luptă. Dar, de fapt, politica nu-i treaba noastră. Noi executăm ordine. Mon cher, de ce nu mă las să dorm când afară e liniște și pace? Mon cher, tocmai pentru că nu-i liniște. Am certitudinea că turcii dislocă unități din Vidin. Ascultă. În 10 minute deschidem focul. Clar? Am înțeles. Baterie, foc! Stai, dă parola! Mircea cel bătrân. Posada! Baterie, foc! Încărcați! Coriolanus! Vezi ce-i cu el. Ce-ai pățit, băi? Voluntar? Întocmai Maria ta! Cum te cheamă? Coriolanus Brad! Coriolanus? Întocmai Maria ta. Pe noi așa ne botează, că altfel ne schimbă numele. Din Ion ne face Ianoș, din Petru ne face Peter. Așa că pe noi ne botează Traian și Romulus și Remus. Maria ta, raportez. Am crezut necesar să deschidem focul, deoarece turcii din Vidin... Bine. Și la cartierul general am primit informația că turcii părăsesc Vidinul spre Lompalanca. Permiteți, Maria ta. Spune. Raportez. La cartierul general de la Poiana s-a primit personal pentru dumneavoastră o telegramă cifrată de la marele duce Nicolae. Sunteți chemat de urgență. Da, caii noștri. Am înțeles. Bine, băieți! Da, că ești Maria ta! Trepți!
Telegrama a sosit acum 40 de minute, Maria ta. Cred, domnilor, că acesta este semnalul pe care l-am așteptat. Târnăvo, 19 juillet 1877, 7h 35 du soir. Urgent pour le prince Charles de Roumanie, à l'endroit où se trouve le quartier général roumain. Les Turcs ayant massé les plus grandes masses à Plevna Nuzobim. Prix de fer, fusion, démonstration et si possible passage du Danube que tu désires faire. Entre les Jiu et les Corabia, cette démonstration est indispensable pour faciliter mes mouvements. Nicolas. Situația militară trebuie să fie deosebit de grea pentru Marele Duce dacă a recurs la această telegramă. Sunt de părere că trebuie să dăm tot ajutorul necesar, oricând și cât vor vrea dânșii. Altfel, turcii vor arunca peste Dunăre și România poate deveni teatrul războiului. Dacă măria ta hotărăște, putem da ordin imediat ca restul diviziei a patra să întărească garnizoana română de la Nicopole, iar divizia a treia infanterie să treacă Jiu și să ocupe poziția diviziei a patra. De asemenea, trebuie începută de îndată construcția podului de vase peste Dunăre. Să fie deschis focul pe toată linia Dunării, în special la Vidin. Domnul Brătianu, domnul colonel Slănicianu vor merge la Marele Comandament General al Armatei Ruse, la Gorni Studen, și vor trata condițiile trecerii armatei române peste Dunăre. Vreau să menționez cu hotărâre prietenilor și aliaților noștri că armata română va intra în luptă, dar numai sub comanda supremă a comandantului ei. Domnilor, noapte bună! Sunt atât de fericit că sunteți în sfârșit alături de mine. Cred că toate greutățile au fost înlăturate. Sire, aș fi venit imediat după primirea telegramei, dar a trebuit să pregătesc personal trecerea Dunării. Foarte bine. Foarte bine. Iată în sfârșit realizată această colaborare pe care cu toții am dorit-o atât de fierbinte. Colaborare împiedicată temporar de stupide șicane politice. Mon cousin, sunt fericit că ne aflăm împreună. Rapoartele pe care le-am primit mă informează că o armată admirabilă care arde de nerăbdare să se bată. Ne mai rămâne să lămurim un amănunt. Ești hotărât în continuare să-ți asumi responsabilitatea de a comanda personal armata română? Mi se pare în afara oricărei discuții. Da, da. Dar această hotărâre la care mă așteptam de altfel creează anumite dificultăți. Tu, prinț domnitor, nu poți fi pus sub comanda unui general rus. Evident. Dar mai mulți generali ruși pot fi puși sub comanda domnitorului României. Lucrurile au fost hotărâte, Nicola. Prințul României va prelua conducerea trupelor din fața Plevnei. Armată care se va numi Armata de Vest. Când crezi că poți intra în luptă? Mâine trupele mele vor trece Dunărea. În două zile vom fi la Plevna. Trage șapca pe ochi, gornist. Divizie, pentru onor, prezentați arm! Maria ta, trupele române sunt gata pentru trecerea Dunării. Ce-i mănință? Am înțeles. Treci în spate. Ce-i cu tine, băiete? Stai, stai puțin jos, să-ți dau un pic de apă. Hai, ia și bea, o să-ți facă bine.
Sănătate, copii! Oșteni, a trecut anul de când lupta de peste Dunăre pune în primejdie hotarele noastre. Pentru a se apăra, țara a făcut apel la voi. La glasul ei v-ați părăsit căminele cu avântul oamenilor care au conștiința că de devotamentul lor atârnă ființa statului român. Oșteni români, voi știți cât de mult a suferit patria noastră pe timp de peste 20 ani în care vi se răpiseră mijloacele obosit de a mai apăra bărbătește pe câmpul de bătaie dreptului. Astăzi aveți ocazia. Am avut un moment de slăbire. Slăbire? Europa întreagă stă cu ochii țintă spre voi. Cine citește? Generalul Cernat. Înainte, dar ce-o fi cu Nița? Taci-mă din gură. Eu l-omor pe ăsta. Stai-mă, liniștit-mă. Armata română, deși mică, se va distinge, sunt sigur. Ce slăbire, mă? Care te întorci porție dublă. Ea va reda astfel României rangul ce a avut altădată. Faceți dar să fâlfăie din nou cu glorie drapelul românesc. Cum îți permiți în asemenea momente să lovești un ostaș român? Domnule Major, soldatul stă ghemuit bazându-se că nu-l vede nimeni. Altădată să vă feriți de mine, domnule capitan. Înainte, dar, oșteni români, înainte cu bărbăție și în curând vă veți întoarce în familiile voastre, în țara voastră liberă, prin voi înși vă acoperiți de aplauzele întregii națiuni. Divizie, înainte, marș! Nu-l văd! Lasă Vochiță, mamă, n-avea grijă că vine el, chiar dacă nu-l vezi tu acum. Da, știu, femeie, ce știi tu? Ei, dar tu ce știi? Nu rămâi tu, fată bătrână, că n-or da turcii chiar acum. Thank you.
hai, 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 acolo! Hai, 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 hai. Sunt locotenentul Florin Dima, brigada 1-a, divizia de rezervă. Domnule Maior, ați ajuns pe poziții. Este ora 2:30. Ordin să vă săpați tranșee pe acest deal și să trimiteți patrule în recunoaștere până veți da de liniile turcești. Sunt departe, domnule locotenent? Nu știu. E clar, nu? Domnul locotenent Bordeanu, vezi că în dreapta noastră ar trebui să fie batalionul 1 Dorobanț. Verifică. Sergent, ordonați? Ia trei ostași, mai esteți cu tine și mergeți în cercetare până dați de turci. Nu trageți. Totul în perfectă liniște. Am înțeles. Ceilalți trec la separarea tranșeilor. Executarea. Peneș? La picior! Tu ăla? Ne lăsăm tot echipamentul și nu luăm decât baionetele. Da? Hai. Hai pe aici. Haideți. Hai! Culcat! Parcă se aude ceva. Hai! Neică, Ioane, mi-e frică. Ține-te după mine. Măi, Corcane, oare ce limbă ori vorbi ăștia, că eu nu știu decât oltenește. Rusăști nu-i. Ți-am spus să rămâi sus. Gura. Hai! Se pricepe neamțul al dracului. Să nu te audă, domn sergent, că se face foc. Ce mă, dacă e neamț, e neamț. Ce dacă zice că mă stai româncă? Tot nemțește-l cheamă. Hartă-l, ăsta-i nume de român. Baterie! Foc! Sergent Zacheu, la mine!
La turnul 4 ridici două degete, un deget la dreapta. Executarea. În regulă. Sergent! Ce ai spus? Am înțeles, să trăiți, domnule locotenent. Executare. Gata, sergent! Ce te trece, mă? Păi, mă trece, doamne iartă-mă. Caută și tu un tufiș. Apoi, vă poftesc să nu vă uitați. Că eu afară nu ies. Ce femeie, domnule. Blondă ca un înger. Cunoști bine pe Macri? De mult, e unul din cei mai buni. Cei din 13 au atacat Redanul. Ce-ar fi făcut liile alea la parapet? Sunt mine. Ah, mine. Bă, și de-a foc pe capul 13. De ce nu ești domn penul și domn sergent? Treci la locul tău ăsta și așteaptă ordine. Și ordine, domnule, să-i lăsăm pituri să-i prăpădească pe ei noștri? De unde să ia din 13? Din Iași. Vai de capul lor. O fi greu, Neică Ioan. Greu, nu-i greu? Asta e. Nu suntem nici primii, nici ultimii care murim pentru țară. Asta și e. Dar de ce să murim, domnul locotenent? Să trăim și să ne bucurăm, că de-aia luptăm. Din această cupă de șampanie, primei victorii repurtate de tânăra armată română pe frontul Plevnei. Beau în sănătatea armatei române, a bravurii și conduitei sale. În sănătatea comandantului ei suprem. Excelență, ieri am putut vedea cu proprii mei ochi unul din cele mai formidabile atacuri date de general. Domnilor, deși au existat unele rețineri, totuși Consiliul de Război a hotărât ca mâine, de ziua Sfântului Alexandru, ziua țarului, să dăm atacul decisiv asupra Plevnei. Cinstea revine armatei de vest, conduse de principele României. Mâine nu va fi o zi ușoară. Atacul va porni simultan la ora 3, din următoarele direcții. De la sud, un detașament condus de prințul general Imeretinski. De la sud-est, forțele principale ruse conduse de generalul Krytner. Și de la nord, armata română condusă de generalul Cernat. Trupele pot trece încă de astăzi, în ocuparea pozițiilor ordonate. Veți primi ordine de luptă detaliate. Așa cum a spus Marele Duce. Mâine, 30 august. 38.000 de ostași și ofițeri români, împreună cu 52.000 de ostași ofițeri ruși, sub comanda dumneavoastră, vor porni la atacul decisiv asupra Plevnei. Îți urez succes. Hai, băieți, grăbiți-vă. Domnul Cotine, noi am venit să luptăm, nu să faci în grob. Da, sergent, și fii mulțumit că nu ești în locul lor.
Haide și pași. Bă! Eu nu știu ce-ți gândi voi, dar eu n-aș vrea să fiu îngropat să mă mănânce viermi în pământ străin. Pași, Brăneică, Ioan. Tac, tac, tac. Auzi, dar să-mi jurați că dacă o fi să fie, nu o să mă băgați în pământ. Să-mi dați foc. Sau să puneți pulbere sub mine, să mă spulbere. Dacă nu m-ați putea duce acasă. Și l-o apucă, mă, pe asta. Bă, jurați sau nu jurați? Jurăm. Jurăm, Neică, Ioan. Să nu te zmiori că e. Că acu-ți dau la băuzi. Domnilor ofițeri, sunteți liberi. Rămân comandanții de divizii. Nu vreau să-mi ascund față de voi îngrijorarea. În primul rând, mă miră faptul că prințul Carol a cedat pretențiilor ridicate de Marele Duce ca lupta să înceapă mâine 30 august. Vom avea pierderi mari. Și cu toate că nu am dreptul, mă îndoiesc că plevna va cădea. Este absurd ca pentru sărbătorirea unui monarh să sacrifici mii de soldați. Vom face totul ca să obținem victoria. Vă cer să respectați în detaliu instrucțiunile Marelui Comandament. Și să fiți tot timpul cât mai aproape de soldați. Noapte bună, domnilor. Mihai! Mâine-i prima mare bătălie pe care o dăm. De noi depinde viața peste 40.000 de oameni. De noi depinde independența țării. Viitorul a milioane de români. Aș prefera ca mâine să intru în luptă ca simplu soldat. Crezi că mi-e frică? Sau că fug de răspundere. Ascultă, Alexandre, de ce nu te-ai opus acestui atac dacă gândești așa cum gândești? Pentru că sunt militar și trebuie să execut ordinele superiorilor mei. Pentru că... Continua. Pentru că armata asta noi am făurit-o. Iar eu o simt ca pe copilul meu iubit. Din păcate, nu a primit încă botezul focului și este normal. Să doresc, să vreau, să-i asigur acest botez în condițiile cele mai favorabile. Vino cu mine în tabără. E o noapte lungă. Tocmai treceam pe aici și v-am adus să-i scăliți ordinul de luptă pentru ziua de mâine. Dar văd că prințul Carol nu l-a semnat. Prințul m-a rugat ca să-l conving pe Marele Duce că atacul de mâine să fie amânat. Și ați reușit să-l convingeți? Vă rog să mă credeți că am făcut tot ce este omenește posibil ca să-l conving. N-am reușit. Vă rog să semnați și dumneavoastră. Dragul meu, niciodată nu mă voi putea revanșa pentru minunata seară pe care am petrecut-o la conacul tău. Cuvintele dumitale fac o deosebită plăcere.
Din păcate, trebuie să plec. Să pleci? De ce să pleci? Mâine dimineață trebuie să fac recunoașterea terenului. Uite, aici am dus lupta acum 10 zile. Fiecare pietricică, fiecare potecuță, fiecare șanț, toate sunt trecute aici. Ce să fac, Cernate zelos? Ah, Cernat. Șampanie. E ora 2. De ieri dimineață tunurile nu mai contenesc. N-am dormit de 24 de ore. Se aude că mâine vom ataca Grivița. Maria, domnul colonel. Mulțumesc. Ți-e bine? Da, tata. Mai ai nevoie de ceva? Nu, n-am nevoie de nimic. Mâine o să fie un atac greu. La ce regiment ai fost repartizată? 13 de Robal, tata. Să ai grijă de tine. Atacul de mâine este iminent. 30 august este ziua țarului. Comandanții armatei ruse au nevoie de o victorie pe care să o închine suveranului lor. Și noi am făcut la fel. Rușii au surprins la Sevastopol pe aliați cu fortificațiile făcute de generalul Todleven. Eu îi voi surprinde pe ruși cu fortificațiile făcute de voi. A stat artileria. Ce fi asta? Se roagă turcii. De unde știi tu, mă? Sunt Dobrogean, domn sergent, îi știu bine. Băi, Gornis! Sună, băi, deșteptarea! Să auză și turcii muzica noastră! Scoală, Nițu, scoală! Rugați-vă, bă! Că Mahomed are grijă de voi! Dar azi eu sunt Mahomedul vostru, grijania mamei de viață! Baterie! Foc! Mesaj de trăit. Sergent Zacheu, la mine. Să trăiți, domnule locotenent. La ordinele dumneavoastră. La ora 3 vom însoți în atac regimentul 13 de Robanți. Tocmai 13? Nu putea fi 11 sau 14, domnule locotenent. Am înțeles, să trăiți. Aduceți cai! Aduceți caii, mă, ce stați acolo? Gata, caporale. Foc!
surpriză! Ce vești ne aduceți de la Divizia 4-a dumneavoastră? Am fost chemat la Comandamentul Armatei de Operațiuni și v-am văzut. Am auzit că voi începeți atacul. Nu, eu sunt linia a doua. Cel care are cinstea să fie primul e domnul Maior Șonță. Grozea! Grozea! Tocmai comentam faptul că atacul va începe abia la ora 3 după amiază. Sincer să fiu, consider curată nebunie. Cum o să exploatăm avantajul în cursul nopții dacă reușim? Și ce ne facem dacă nu reușim? Dragilor, predispoziția voastră spre critică probează originea noastră latină. Dar devine periculoasă când purtăm uniformă. Ca ofițer de stat major ar trebui să... Ca ofițer de stat major sunt obligat să fac totul ca atacul să reușească. Indiferent de ora la care a fost ordonat. Ai emoții? Hai să râzi. Mă simt atât de liniștit. Am senzația că nimic nu mi se poate întâmpla. Totuși... pentru soția mea. Ai făcut personal recunoașterea terenului? Da, domnule general. Deci constatările dumitale corespund cu această hartă. De la linia de atac până la reduta Grivița, teren în pantă, distanța 900 de metri. Întocmai, domnule general. Bine, vă mulțumesc. Să mergem, domnilor. Să mai brești ca voi, mă! Ridică-ți arma cu două degete! Gata! Baterie! Foc! Domnilor, e timpul să mergem. Înălțimea voastră. Ce? Generalul Scobere va începe bătălia. De ce? Vă rog să ne permiteți să ne retragem. Ce indisciplină! Veșnicul Scovelev. Ce e Tahir Pașa? Ultimele informații aduse de cercetașii noștri. De la orele 5 de dimineață, din ora în oră, se fac mișcări de trupe. Pozițional, Divizia 4-a română și corpul nou al generalului Krudner vor ataca probabil reduta Grivița 1. Divizia 3-a română ocupă un front de 90 de grade în fața redutei Grivița 2. O altă divizie română, aflată între cele două divizii, la 2 km în spate, pare a fi cea mai numeroasă. O brigadă de cavalerie ruso-română a fost văzută la orele 8 între malul Vidului și Opanez. La sud, corpul ruseschi, meretischi, Scobelev, pare de asemenea foarte numeros. Cât e ceasul? 12 și un sfert înălțimea ta. Redutele Grivița și Opanez sunt cele mai importante în drumul ce duce la Plevna. Trimiteți întăriri, muniție suficientă. Și ordonați ofițerilor și trupei să nu se retragă sub niciun motiv. Băieți, să fiți viteji și să înaintați bărbătește. Nouă ni s-a încredințat cinstea de a deschide lupta. Să fim vrednici de aceasta. Să arătăm că suntem români și că nu ne temem de vrăjmași. Noi formăm linia a doua, în spatele drobanților domnului Maior Șonțu.
Nu trageți, nu vă opriți până ce nu ajunge sub parapetul redutei. Este interzis a se ocupa de răniți. Pentru aceasta sunt echipe de sanitari venite din urmă. Odată ajungi la redută, fixați cărele de parapetul ei. Urcați în cea mai mare viteză. Unul după altul. Sus deschideți focul și începeți atacul la baionetă. Acum veți primi masa de prânz și pâine cu prânză pentru două zile. Alimentele și munițiile le țineți în sacul de merinde de care nu vă despărțiți. Pe loc, repaus! Vă luați ranițe cu voi. Odată ajuns și redută, le scoateți și intrați în poziție de tragere la parapet. Turcii pot contraataca în orice moment. Nu uitați să vă luați apă cu voi fiecare. Nu mânca prea mult, bă, băiete. Ține seama că brânza și pâinea sunt pentru două zile. Unde sunt specialii? Aici! Aici. Ordonați. La 3 și 25, gorniștii să sune atacul. Suntem în linia a treia, deci trebuie să cucerim la baionetă reduta. Aveți întrebări? Nu, domnule colonel. Interziceți oamenilor să se ocupe de soldații răniți. Ordin să nu vă opriți până la redută. Să trăiți. Drept! Sergent, e clar? Clar, domnule colonel. Pe loc, repaus! Pe loc, repaus! Tare era ghin dacă vedeam o leacă locul mai înainte. Așa, noi îl becăim ștur și trag în noi. Zice că reduta e sus pe deal. Deci tot înainte spre ea. Tu de ce nu mănânci? Mi-a zis mie un ofițer că nu e bine să mănânci înainte de luptă. Măi, știu că tu nu ești prost deloc. Bunicul mi-a zis la fel când eram mic. Și că să n-ai mațile pline, că dacă intră vreo sabie sau vreun plumb în tine, prost. Oricum e prost dacă intră. Ce faci, mă, mâncați tot? Îmi fusă foame. Vrei și delica din țel? Atenție! Ce s-a întâmplat? Cine a început lupta? Am fost informați că generalul Sobelev a început atacul împotriva fortului Krisina. Generalii Ruș, Krydner și Krylov au respins un atac în zona Lovcea și Radiscevo. Cât este ceasul? 13:10, domnule general. Telegrafiați la comandamentul armatei de vest și cereți relații. Prințul va fi furios. Atacul era hotărât pentru ora 3. Skobelev este unul dintre cei mai curajoși generali pe care i-am cunoscut vreodată. Dar nerespectarea unor date tactice poate duce la răsturnarea luptei. El deține, de fapt, atacul principal de azi, având sub comandă peste 12.000 de ostași. Împreună cu Imeritinski, trebuie să cuprindă toate forturile care taie drumul ce duce spre Orhania și să facă joncțiunea cu aripa dreaptă formată din corpul de cavalerie ruso-român. O telegramă, domnule general. Skobelev cere ajutor. Soldații săi sunt sub zidurile redutei. Noi suntem prea departe. Nu putem face nimic. Domnilor, întoarceți-vă la locurile dumneavoastră. Și vă cer să respectați cu strictețe ordinul de atac pe care l-ați primit. Ce-i? Domnitorul Carol ordonă generalului Krylov să trimită două batalioane în ajutorul lui Skobelev. Luminăția ta! Generalul Skobelev a primit ajutoare și atacă din nou reduta Krisina. Cât e ceasul? 2:45. Nu înțeleg de ce Skobelev atacă în aripa stângă de unul singur. De ce nu se atacă pe întreg frontul? Asta înseamnă că atacul principal este în altă parte. Rămâne o singură soluție. Atacul principal va fi în centru, pe direcția satului Grivița, unde sunt diviziile românești și corpul nouă rus. Trimiteți întăriri la forturile Grivița 1 și Grivița 2. Între cele două forturi să fie format un corp de armată capabil de contraatac. Se spune că generalul Skobelev nu se împacă cu generalul Imeretinski, comandantul său în acest moment. De astfel de situații nu ducem nici noi lipsă, din păcate. Putem disloca trupe din aripa de sud înălțimea ta? În mod normal, după pregătirea intensă de artilerie, trebuia pornit atacul pe toată linia frontului. Dimineața la ora 8 sau 9. Atacul pornit ar fi trebuit să aleagă o direcție principală. Eu aș fi încercat prin aceasta să rup Plevna de Sofia. Se pare că inamicii noștri au un alt plan.
logornist. Da, domnul locotenent. Tu pari băiat deștept, da? De ce nu răspunzi? Sunt băiat deștept, domnul locotenent. Așa vezi. Uite ce vreau să... Tu știi de ce port eu ochelari? Pentru că nu stau chiar foarte bine cu văzul. Da? Noi o să pornim la atac. Eu în față, tu în urma mea. Înțelegi? Și tu sufli câte țin plămânii atacul. E clar? E clar, domn sublocotenent. Așa. Tu ești în urmă și te uiți în față la turci. Dacă vezi pe vreunul că se îndreaptă spre noi sau vrea să tragă noi, atunci strigi la stânga sau la dreapta sau în față, mă rog, unde o fi? Uite, dacă este unul acolo, cum spui? La stânga, domn sublocotenent. Hai, fără domn sublocotenent, că ne facă ăștia ciuri pe amândoi. Scurt, stânga, dreapta, față. E clar? Clar. Așa. Mă, băiete, ia vină încoa. Tu rămâi aici cu calul. Da, domnule major. Execută ordinul. La atac! Înainte! Transmiteți marelui cartier general. 30 august 1877, ora 3. Prima brigadă a diviziei a 3-a a pornit la atac împotriva redutei Grivița. Harta a fost greșită. Există o singură soluție. Atacăm! Ornist, sună atacul! Înainte! Înainte! Thank you.
artileria să lungească tirul. Domnule colonel, din partea domnului Maior Șonț, raportez. O vâlcea înainte redutei a surprins batalionul. Am pierdut jumătate din efectiv. Continuăm atacul. Cei cu flancul drept? Cei cu colonel Gramont? De ce întârzie? Imediat la atac! Cât e ceasul? 3:20. Parcă ar fi trecut un an. Atenție! Stai! Parcă se aud împușcături în stânga. Ce facem? Rămânem aici. Retrageți-vă în ordine! Înapoi în ordine! Ăștia sunt gorniștii noștri. Măi, băiete, ia vino în coace. Te duci înainte până dai de locul luptei. Te întorci și raportezi. Am înțeles. Să trăiți. Încat! Just! Domnule Maior, suntem descoperiți din stânga. Ce facem? Nu se poate, bă, neagule, nu se poate! Atacul a fost simultan! Doar dacă n-am luat-o noi înainte. Înainte, băieți! Înainte! Să-i caut, domnule capitan. Nu te și vezi! Sună-mă, băiete, atacul! Se creadă băgânii că vin și alții! Ochelarii! Dă-mi ochelarii! Aruncă dracu pistolul ăsta, că nu mai ai cartușe. Șterge-te la ochi. Domnule capitan, am rămas singuri. Ne măcelesc turci. Colonel, raportez. Aripa dreaptă este descoperită. Unitățile rusești n-au pornit la atac. Opriți trupa și anunțați divizia. Domnul colonel Gramont anunță că întreaga brigada a doua a fost oprită într-o vâlcea de un baraj de tir la mic care nu poate fi trecut. S-a pierdut legătura cu brigada întâia. Aripa dreaptă e descoperită. Ce dracu fac Șonțu și Mărăcineanu? De ce nu iau legătura cu noi? Ce mai știi de Măldărescu? S-a oprit înainte de vâlcea. Așteaptă hotărârea dumneavoastră. Ia legătura urgent cu domnul general Rodinov. Dacă n-aripa stângă, brigada întâia nu a reușit atacul, atunci se pornească și Gramont. Măldărescu se descurcă. Domnule colonel, brigada întâia, divizia 5-a rusă, răspunde că unitățile sale nu au plecat la atac, întrucât ora începerii asaltului nu a fost confirmată de comandantul brigăzii, domnul general Rodinov. Cât e ceasul? 3:30. Acoperiți-i! Înainte! Porniți cu scările! Nu mai avem cartușe, domnule capitan. Cred că brigada a doua trebuie să ne ajungă.
Păi, băiete, ce-i în față? E jale, domn colonel. Mare prăpăd. Ajută-l. Mai băieți, care vreți să mergeți cercetași? Eu! Voi trei, veniți la mine. Dăm drapelul. La atac! Înainte! Sună retragerea, domnule colonel. Gorniști, sunați retragerea. Cât e ceasul? 3:40, domnule colonel. În 40 de minute am pierdut lupta. Înălțimea ta. Reduta Crivița 2 comunică. Trupele inamice respinse. Contraatacăm la baionetă. Reduta Crivița 1 a respins atacul inamic. Nu avem pierderi grave. Reduta Crisina, rușii atacă pentru a patra oară. Avem pierderi însemnate. Trimiteți întăriri. Lupta merge în favoarea noastră. Trimiteți 2 batalioane la Crisina împotriva lui Scobelev și puneți în stare de alarmă trupele din Vidin. Dacă cele 2 forturi de la Grivița vor rezista, atunci, în cursul nopții, vom contraataca. Iar mâine îi vom arunca pe inamicii noștri peste Dunăre. E ora 4:30. Al doilea atac respins. Avem peste 1500 de oameni scoși din luptă. Și de la divizia a treia veștile sunt foarte proaste. Domnule general, suntem informați că cele 3 batalioane rusești deslate astăzi atacului ne stau la dispoziție. Dacă vom adăuga și batalionul 1 al regimentului 16 de robanți, avem toate șansele să cucerim reduta. În flancul stâng rușii au pierdere cel puțin la fel de mare ca și noi. Am vorbit personal cu prințul Battenberg. Și totuși Grivița trebuie cucerită. Maior, ia uitați-vă în direcția asta, contraatacă turcii. Ostași, încărcați armele și trageți în direcția mărăcinilor. Ducați! Domnul locotenent, ia uitați-vă. Am ajuns în altă parte. Morții ăștia nu sunt din divizia noastră. Noi n-am avut vânători din batalionul 2 în atac. Da, n-am avut. Fața trebuie să fie ai noștri. Hai, băieți, în ultim salt. Hai! Nu trageți! Nu trageți! Sunt ai noștri! Domnule locotenent, ăștia special. Da, ei sunt. Îi recunosc după chipie. Mai repede, băieți! Iată, uite! De unde ați apărut și voi, mă, specialilor? De la nuntă, nu se vede? La mireasa unde-i?
cine sunteți dumneavoastră? Detașamentul special. Am atacat împreună cu regimentul 10 Dorban, divizia 3. Și de ce v-ați retras? Am fost nimiciți, domnule Maior. Și până unde ați ajuns? Sub zidul Redutei. Îi cunosc eu, domnule Maior. Sunt băieți din brigada 1, cele de-a 3-a divizii. Domnule locotenent, știi ceva de căpitanul Walter Măricineanu? A căzut chiar sub zidul Redutei, domnule Maior. Și Șonțu? Și Maiorul Șonțu, cu toți ofițerii batalionului 1 din regimentul 10 Dorobanți și batalionul 1 din regimentul 8 linie. Nu mai voi ați scăpat? Sergent! Ordonați! De ce nu respectați ordinul dat ca răniții să rămână în grija brancardierilor și a corpului sanitar? Turcii au contraatacat la baionetă, domnule Maior. Nu puteam să lăsăm în mâinile păgânilor. Eu am dat ordin să-i luăm, domnule Maior. E 5 fără 10. La ora 5 dai ordin gornistului să sune regruparea. Până atunci îți refaci unitatea. Am înțeles, domnule Maior. Cum iar porni? Dă-și din gură. Bă, ce-al dracu e ăsta, mă? Da, Peneș, unde e? Eram la redute, Năstane. Și-a plecat după ajutoare. S-o fi rătăcit pe undeva și el. Lea Dumnezeu. Astea albe sunt ținte prea bune. Schimbăm echipiul. Așa. Cine a întocmit hărțile și s-a ocupat de recunoașterea terenului din partea armatei române? Capitanul Rancovani, Măriata. Să fie trimis în linia întâia. Ce pierdere avem? Deocamdată cifrele nu sunt exacte. Circa 50 de ofițeri și peste 2000 de ostași din divizia 4. Nu am niciun raport de la divizia 3. O comunicare de la Marele Comandament. Generalul Scobelev a cucerit a doua redută de la Crisina. E prima veste bună pe ziua de astăzi. Transmiteți felicitări, generalului Scobelev, și să rămână pe pozițiile cucerite cu orice preț. Măria voastră, nu vă expuneți din clipă în clipă, Osman Pașa poate trece la contraatac. Vom rezista. Există un singur mijloc pentru a-l împiedica pe Osman să contraatace, să atacăm noi și să cucerim această redută. Crezi că se poate? Nu știu, Marieta. I-am trimis de 3 ori în acest atac nebunesc, când ar fi fost atât de simplu să... Vom vorbi la condițional la vârsta mintirilor, domnule general. Las la aprecierea dumitale felul în care vei convinge pe ostași să pornească din nou. Cred că la ora 6 putem reîncepe atacul. Să nu ne apuce noaptea. Ordonați generalului Kreutner reînceperea atacului peste 10 minute. Ce regimente vor ataca astăzi? Restul regimentelor 10, 13 și 14 dorobanți, 5 și 8 linie și 2 vânători. Ordonați ca în seara aceasta să fie servită supă caldă sus pe redută. Vă urez succes! Atenție! Bă, băieți, aici mișcă cineva. Fraților, credem că sunt în iad. Sunt din 10 Dorobanți, divizia 3. Unde sunt ai mei? Ia-o încolo. Dorobanți! Hei, Dorobanți! Hai, băieți! Thank you.
fuseaș? La premblare și... Ăștia-s 13 de robanți? Da, ei! Iar lângă ghinion ești ăștia. Haide! Vom ataca din nou, de data asta, până în mijlocul redutei. Am pus pariu cu domnul major Candianu Popescu că vom fi înaintea vânătorilor, în interiorul redutei. De data asta, reduta va cădea sigur și vă promit că veți intra primii în ea. La atac să mergeți mereu înainte, să vă țineți după mine. Baterie, foc! Dar ce e cu voi, băieți? Parcă erați la divizia 3-a. Fuserăm, domn general, dar retragere, am nimerit aici. Și domn maior a crezut că ne-am fofilat de la luptă și ne trimite în față căci că noi cunoaștem drumul. Și uite așa o luăm de la început. Dar să știți că asta e altă redută, deși toți vorbesc numai de una.
E alta, sergent, am aflat și noi, din păcate, prea târziu. Dar cu tine ce e, curcanule? Parcă ai ieșit din pământ. A fost îngropat un obuz, domn general. Am fost până la poarta raiului, domn general. Dar nu mai aveau locuri și atunci m-am întors. Bine, băieți! Ajungem de seară redută! Ajungem, domn general! Moralul e bun. Acum totul depinde de voi. Să nu lăsați spații libere. Să nu întrerupe sub niciun motiv atac. Astea-s trompete rusești. De data asta, generalul Crâmp neregrăbit. Porni și voi. Domnișoară, vă rog, nu vă expuneți. Domnișoară! Peneș, Ciucă, noi alții înainte, mă. Vedeți locurile alea acolo sus? Acolo puneți scările. Corniș, sună atacul! Corniș! Ciucă! Zărește nimic. Domn general, raportez. Reduta Grivița a căzut. O meriți pentru vestea aceasta. Telegrafiați domnitorului victoria noastră. Am înțeles. Mai poți alerga?
Caieprule, domn general. Comandanții de regimente, să-mi comunice situația efectivelor rămase. Să fie luate măsuri de apărare contra unui eventual contraatac. E clar? Clar, domn general. În 40 de minute, divizia 4-a a salvat onoarea armatei române. Uite, bă! Uite, bă, dorobanților! Voi aveți asta ceva? Ce scrie pe el, bă, frate? Aveți, bă! Vezi, bă, ciucă! Vezi? Ioane, dă-te la o parte, Ioane! Hai că mă neacă fumul ăsta! Ciucă! Eu nu mă las până și nu iau și un drapel de stat urșesc. Să-l duc la mine la văslui. Mi-am pierdut ochelarii. Sunt la mine, domn subofetenent. Uitați. Mare ești, mă! Ați văzut steagul ăsta? Dacă îmi permiteți, domnule colonel, voi duce domnitorului chiar acum drapelul capturat de la turci. De acord, domnule major. Dar luați cu dumneavoastră și pe cei care l-au cucerit. Bineînțeles, monșer, bineînțeles. Codrent Arthur Hartel. Da, eu sunt. O scrisoare pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Sergent Zacheu. N-au, sergent? Domn sergent! Domn sergent! Baterie! Ce-i? Ce mă ta vrei, mă? Domn Solocotenent. Ce mai vrea și asta? Sergent! În hamă cai la căruță. Schimbare de poziție. Executarea. Am înțeles, să trăiți. Ordonați contraatac la reduta Cristina și dealurile verzi. Dacă atacul prin surprindere reușește și luați Cristina, atunci deschideți foc de artilerie asupra redutei Grivița și recuceriți-o. Luați legătura cu Istanbulul și cereți aprobare și ajutor pentru pregătirea unui atac general. Dacă generalul Scobelev este înfrânt, atunci trupele noastre vor fi mâine dimineață la Bogot. Recucerirea Griviței ne va da un ascendent, atât moral, cât și tactic hotărător. Alibei! Vordon! Atacați și recuceriți Grivița! Domnilor, rămân în redută regimentul 13 Dorobanți și batalionul 2 din regimentul 14 Dorobanți. Noi ce facem, domnule major? Radovici, voi nu sunteți recuți în ordine. Așa că stați și voi pe aici până la mine dispoziție. Am înțeles. Ia-te și ne vine! Aulă, tot peste voi am dat, mă! Nu cumva sunteți cu 13 dorobanți. Chiar așa, domn sergent! Blestemată zi, domnule sublocotenent. Eu plec. Ăștia-s ghinioniști. Odată am scăpat, a doua oară ne ducem dracului. Domnul locotenent, hai sergent, să plecăm. De seamă că ai și pune bateria în poziție de tragere. Am înțeles. Executare. Mi-e somn, dacă nu...
Gorniștii nu se culcă, rămân de gardă pe parapete. Lăsați, domnule cotenent, mă duc eu. Du-te. Asta mai lipsea. Ne-au adunat toți ghinioniștii. Am fost transferați aici. Nu știam că am să vă întâlnesc. Mă bucur că vă revăd, domnișoară Maria. Domnule general. Domnule general. Ce-i băiat? O telegramă. Citește. Către generalul Cernat. Trupele otomane au trecut pe frontul de est la contraofensivă, recucerind reduta Crisina. Detașamentul generalului Scobelev este silit să se retragă. Păstrați cu orice preț reduta Grivița. Carol. Cât e ceas? 3:05. Dar ce e cu tine, Mihail? E noapte, nu? Comandantul rezervei are și el dreptul noaptea să facă ce vrea. Da și nu. Domnule general, reduta Grivița a fost recucerită de turci. Trupele noastre contraatacă. Soldații mei sunt odihniți și dornici de luptă. Pot trimite imediat câteva batalioane să-i ajute. Nu, Mihai. În primul rând, oamenii tăi sunt prea departe. În al doilea rând, rolul lor e altul. În redută sunt cele mai bune trupe ale noastre. O vor recuceri, sunt sigur. Vreau din jumătate în jumătate de oră legătura prin curier cu reduta. Am înțeles. Bei o cafea? Pot să rog pe cineva să se intereseze unde e fiica mea. I-am adus un pachet cu schimburi și ceva de mâncare. Imediat, domnule colonel. Mulțumesc. Ai avut o zi grea? 53 de ofițeri scoși din luptă și peste 2000 de soldați căzuți. Cam tot atâți au pierdut și aliații noștri. Permiteți? Spune. Domnișoara Maria Cerchez a fost detașată încă de aseară la ora 10, în reduta Grivița.
Ostași, în bătălia de la 30 august, voi ați dovedit că virtuțile strămoșești nu au pierit din rândurile ostașilor români. Sub focul cel mai viu al inamicului ați înfruntat moartea cu bărbăție. Țara va fi recunoscătoare pentru devotamentul și abnegația voastră. Iar eu sunt mândru de voi și vă mulțumesc. Alături de voi deplâng bravii camarazi căzuți pe câmpul de onoare. Dar sângele vărsat nu va fi în zadar. Din el va rodi mărirea și independența patriei. Măria sa, împăratul Rusiei, Alexandru al II-lea, își exprimă bucuria pentru succesele repurtate de voi. Și pentru a dovedi stima sa, a ordonat să fie distribuite 150 de decorații Sfântul Gheorghe, același număr ca și unităților ruse alături de care ați luptat. Pentru devotamentul și sacrificiul vostru, domnitorul țării acordă drapelului regimentului 13 dorobanți Ordinul Steaua României. Câți ani ai, băiete? 19, domnule colonel. Păi bine, mă, specialilor, unde e prăpăt, hop și voi. Ne facem datoria, domn general. Locotenent Radovici, ce pierdere ai? Jumătate, domnule general. Te retragi chiar astăzi și te prezinți la comandamentul armatei pentru noi dispozițiuni. Am înțeles, trăiți. Bravo, gornist. Frumoase, nu zic ba, dar mai bine ne dădea pământ. Dacă e să așteptăm să ne dea boierii pământ, atunci o să așteptăm mult și bine. Taci, ostași, nu vorbim front. Majestate imperială, în acest consiliu mulți generali ruși au exprimat opinia că armata majestății voastre imperiale a suferit mari pierderi și de aceea trebuie să se ridice asediul asupra Plevnei, să se retragă în România întreaga armată imperială, să stea acolo toată iarna, să se reorganizeze, iar la primăvară să reîncepem războiul cu forțe mai mari. Trebuie să mărturisesc că sunt cu totul împotriva acestor opinii. Eu sunt convins că soarta acestui război se hotărăște aici, în fața Plevnei, unde se află cea mai bună armată otomană compusă din 50.000 de soldați și comandată de cel mai mare comandant al lor, Osman Pasha. A ne retrage de pe poziții câștigate cu atâtea sacrificii ar însemna o adevărată nenorocire. Trupele noastre sunt obosite. Nu avem medicamente pentru răniți. Iarna se anunță foarte grea. Dacă Suleiman ne va ataca cu armata sa, dacă trupele otomane de la Vidin ne vor tăia calea spre Dunăre, atunci totul se va transforma într-un dezastru. Sunt uimit că ministrul de război se opune hotărârii statului major rus. Dacă turcii ne-ar ataca acum cu toate forțele lor, puțin sunt cei care ar mai avea vreme să treacă Dunărea. Excelență, cine știe în ce situație se găsesc turcii înșiși? Aș dori să aflu și părerea domnului general Cernat. Alteță imperială, cu toate că și trupele române au avut pierderi grele, sunt și eu pentru încercuirea completă a Plevnei, pentru blocadă. Este inadmisibil să ne declarăm învinși înainte ca adversarul nostru să creadă el însuși acest lucru. Vă mulțumesc pentru sinceritate, domnule general. O armată în tranșee? O armată care nu atacă sau nu se retrage este o armată care își pierde personalitatea. Eu, maestate, sunt ori pentru un atac general, ori pentru retragerea dincolo de Dunăre. Permiteți, nu. Aș dori să aflu părerea domnitorului României. Părerea ofițerilor mei și a mea coincide cu aceea domnului general Miliutin. Insistă asupra consolidării pozițiilor actuale. Sunt convins că Osman va încerca spargerea blocadei.
și astfel riscul atacului final va reveni otomanilor. De altfel, armata rusă în Crimea a dat dovada unei excelente cunoașteri a acestui sistem de luptă. Poate că e nevoie și de bătrânul tot Leban. Și de ce nu? Un general scos la pensie. Un general scos la pensie pe care întreaga Europa îl stimează. Iată și astăzi dovada. M-am luat după voi și l-am scos la pensie. Accept soluția propusă de domitorul României și de ministrul meu de război, generalul Miliutin. Generalul tot Leban va fi chemat din Rusia și va ocupa funcția de ajutor al comandantului armatei de vest. Urmând ca generalul Zotov să preia comanda corpului 4-a armată rusă. E proaspătă? Nu, dar e bună. Vrei și tu? Mm. Na. Bun, da? Mhm. Și-o la fel. Dar de unde ești? De peste munți, din Transilvania. A, știu și eu pe acolo. Am fost cu Neica, cu oile. Mhm? Mhm. Dar tu de unde ești? Ha, sunt de pe Jii, de la Hobița. Mhm. Dar tu câți ani ai? Dar de ce? Păi... Tu n-ai încă mustață. A. Dar eu am decorație. Domnilor, deși mi-am exprimat dezacordul în legătură cu un nou atac, totuși comandantul diviziei a patra, domnul general Anghelescu și șeful său de stat major, locotenent colonel Sergiu Voinescu, au cerut să mai dea un atac asupra redutei Grivița 2. Domnitorul a aprobat acest atac pentru ziua de mâine, 7 octombrie. Părerea mea o cunoașteți. Mâine la orele 13:30 începeți asaltul de care răspundeți direct, domnule general. Vă urez succes. Vorbele sunt inutile, domnule general. Mâine vor vorbi faptele. Vom ataca la orele 18:30. Fără pregătire de artilerie. Și fără ca trompeții să sune. Sunt sigur că îi vom lua pe turci prin surprindere. Peste 1200 de soldați pierduți și 25 de ofițeri. Acesta e bilanțul unei zile triste în care încă o dată țăranul român, acest brav ostaș, a dat dovadă de curaj și abnegație într-o luptă în care noi,
L-am trimis la moarte sigură. Prin înalt ordin de zi, numărul 63, divizia de rezervă, primește denumirea Divizia 2 de Infanterie a Armatei de Operații Române, sub comanda colonelului Mihai Cerchez. Generalul Anghelescu, comandantul diviziei a 4-a Infanterie și locotenent colonel Sergiu Voinescu, șef de stat major, sunt liberați din funcții. În locul lor sunt numiți generalul Dimitrie Racoviță și colonelul Emanuel Boteanu. Marele cartier general român hotărăște constituirea detașamentului dintre Vit și Ischer sub comanda colonelului George Slănicianu. Mai avem o veste proastă. 8.000 de ostași sub comanda lui Ahmed Pașa și 2.000 de care încărcate cu provizii și muniții s-au strecurat în Plevna sub ochii corpului mix de cavalerie. Sub ochii domnului colonel Victor Crețeanu, aici prezent. Am cerut în repetate rânduri, domnului general, că... În război sunt morți, victorii și înfrângeri. Atât. Nu-mi cap scuze. Veți suporta consecințele. În fine, Osman a acceptat un armistițiu de 3 ore. Se precizează că morții căzuți la 10 metri în fața liniilor beligerante să fie îngropați pe loc, fără să ține seamă de naționalitate. În noaptea asta, convoaiele civile venite din țară pot intra în tabăra de la Bucov. Ce e, mă, băiatul? Nimic. Nu-i voie să treceți pe aici, domnul locotenent. De ce? E ordin de despăduchiere. Mă duc până la cortul sanitar. Bine, luați-o pe acolo. Doriți ceva, domnule sublocotenent? Nu. Am venit doar să vă văd. Ce mai faceți? Bine. Uite-l, Vace. Îl mai recunoști? Bine te-am găsit, puiul, tate. Să rămână, tate. Maica ta, Florica, îți trimite prin mine câte ceva de alegurii. Niște slană, niște brânză. Mulțumesc, tăicuță. Mița! Ce-i cu tine, mă, băiete? De ce ești trist? Nu mai știu nimic de la muierea mea, domn maior. Ce-o mai fi cu ea? Lasă-mă, nu mai fi amărât. Mare necază știu să ne faci. Să fugi tu de acasă ca unul care la nu știu ce-a făcut de rușine. Suntem foarte necăjiți. Maica ta Florica și cu mine, că nu ne-ai spus. Parcă aveam noi ce contra ca tu să vii să aperi țara noastră, România. Tăicuță, eu... Iar până am primit carte de la tine, am dus-o cu mare grijă. Maica ta Florica și cu mine. Dar oare, comportatul te-ai bine? O medalie? Tată, să-ți povestesc. Cum am ajuns, am fost atacat de turci. Eu, călare, am fost pus să apăr tunul. Și deodată ce să vezi? Vine către mine un turc, mare, tată, înalt, cât domnul Pop, îl cu prăvălia din Pătărască. Îl iau eu la ochi, trag
Dar nu nimeresc. Ei, fi grăbită. Poate, dar nu știu. Și atunci am luat sabia unui cavalerist. Aoleo, Bade, bine că veniși. Să aibă cui povesti, că pe noi ne-a nebunit de cap. Stai să spun. Slab om trebuie să fii fost turcul ăla dacă l-ai putut tăia cu custura asta. Apoi, moșule, eu cred că nu te mai lăsăm să pleci de aici. Te scriem voluntar. Asta de unde mi-ai scos-o că eu vreau să plec? Aici mis, aici rămân. În ziua de 21 octombrie, orele 9 dimineața, a intrat în vigoare un armistițiu provizoriu acceptat de ambele părți. Din motive umanitare, acest armistițiu a fost acceptat pentru ridicarea morților sau răniților aflați între cele două linii ale frontului. Durata armistițiului, 3 ore. Dar ce făcură mai tăi? Culcat. Ce făcură? Drept. Nu vrură să îngroape morții. Nu vrură? Drept. Culcat. Mă, gornistule, vezi să nu pierzi turul pantalonilor. Drept. Culcat. Drept. Culcat. Drept. Culcat. Drept. Culcat. Drept. Culcat. Niță. Drept. Niță. Uite, bă, cine a venit. Drept. Culcat. Și stai, bă, ca un hârșiu. Du-te la ea. Hai că stai în locul tău. Culcat. Drept. Culcat. Poftim. Drept. Ți-am adus de acasă. Ce mai faci? Mulțumesc de întrebare. Drept. Sănătoasă. Dar tu? Culcat. Ce-ai pățit? Nimic. Drept. M-am zgâriat de... T-a durut? Un pic. Ce-i pe acasă? Bine. Ai venit să-ți vezi bărbatul? Drept. Bine ai făcut. Că numai de tine vorbește și noaptea în somn. Dar ce stați voi ca doi popândăi? Ia haideți la mine în cort. Uite aici. Cat. Hai. Drept. Și o-ți vorbim în liniște acolo. Cat. Drept. Cat. Drept. Sergent, ai grijă să nu-i tulbure careva, m-ai înțeles? Am înțeles, domnule major. Drept. Bravo, sergent. Uite ce ți-am adus. Drept. Și nu ți-a fost frică să faci atâta drum? Singură. Nu. Mi-a fost dor de tine. Culcat. Drept. Culcat. Și acasă toate sunt bune? Drept. Uh-huh. Vaca a fătat? Culcat. Da. Drept. Mai spune-mi ceva. Spune-mi de toți. Sunt bine. Drept. Și tu? Cat. Și eu sunt bine. Drept. Dar de ce nu mănânci? Cat. Drept. Mănânc. Cat. Drept. Cat.
De ce nu mănânci? Mănânc. De ce n-ai pus pe cineva să-mi scrie? N-am vrut să știe ce în sufletul meu. Voi cum? Știu, am început să învăț. A citi și a scrie. Doamne, ferește, de asta aveți voi vreme aici. Ne învață un domn sergent. Noi spunem Peneș. Cunoaște multe litere. Le mai încurc eu, dar... Și o să-mi scrii? Am să scriu. Bravo, moșule. Asta e cel mai lustruit turn. Da. Păi eu ce-am păzit până acum? Uite, îți las și eu revolverul ăsta. Mă duc până în vale. Băiatul e acolo. Da, știu. Dragii mei, întâlnirea voastră s-a cam apropiat de sfârșit. Iar tu, nevastă, pregătește-te de plecare. Toată sofarea civilă pleacă. Și să spui acolo în sat că suntem mândri de bărbatul tău. Un adevărat viteaz. De ce-ți venim, mă, fată, că doar nu-ți popă? Nici ai grijă și condu-o. La revedere. Băi, artileristul, ia vină-o încoace. Ai grijă. Ai grijă, nu mișca. Strigă dacă te doare! Strigă, strigă, pui, tati, să nu fie rușine de tata! Picioare! Strigă, strigă dacă te doare, strigă tu cât poți! Să-l scoatem de aici! Brancardier! Lăsați! Lăsați că-l duc eu, domnule doctor! Nu-i nimica! Nu-i nimica să nu-ți fie frică! Nu-i nimica, ți-a scutit tata și sabia. Nu-i nimica, să nu-ți fie teamă. Tata-i cu tine, tata-i aici. Dumnezei mamelui de război. Ai grijă cum mici mâna și fii atent la bandaj. Înțelegi ce spun, băiete? Las că o să te faci sănătos. O să am eu grijă de tine, nu-ți fie frică.
E voluntar? Da, domnule general, voluntar. A venit de dincolo de munți. Bătrânule taică-su. N-o buzi l-a lăsat fără picioare. L-a operat domnul doctor Davila. Va trăi. Dacă scapă de febra postoperatorie, va trăi. Ce tânăr e? Cum îl cheamă? Coriolanus Brade. Mi-amintesc, artilerist? Da, artilerist. Dumneavoastră? Locotenentul Radovici, detașamentul special. Am fost repartizat pe lângă batalionul 2, regimentul 4 Dorobanți. Ah, voi sunteți. Maiorul Eni, din regimentul 6 Dorobanți. Să trăiți, domnule maior. Grigore! Ordonați! Cazează trupa în cortul la 1 Dorobanți. Înțeles! Câți ofițeri sunteți? 3, domnule maior. Dumneavoastră, veniți cu mine. De o parte și de alta, scorturile voastre. V-ați întâlnit cu trupe rusești? Un detașament al generalului Gurco. Au mers toată noapte. Vai de mama lor. Voi speciali aveți o legendă. Legendă? Da. Se spune că sunteți cea mai norocoasă unitate de pe front. E adevărat? Așa se pare. Poftiți. Îți doresc succes. De bătălia Rahov este legată rezistența lui Osman la Plevna. Voi face tot ce se poate. Domn colonel, Slănicianu ne-a promis că mâine seară trupele noastre vor intra în Rahova. Vin fier dat de colonel. Hai, luați. Vezi că frige. Așa. Voi ați dat vreodată vreun atac la baionetă? Da. Adică, oarecum. Dragă George, a sosit momentul să le demonstrez onorat că nu sunt un strateg de cabinet, ci un comandant de oști. Sincer să fiu, sunt foarte mulțumit de prilejul care mi s-a ivit. Iată-l pe maiorul Girescu. Sius, te anunț, monșer, că cererea care ai făcut-o de a intra primul în lupta de mâine, ți-am aprobat. Să fii într-o ceas bun. Vă mulțumesc, domnule colonel. Vă urez cel mai deplin succes. Deși mă simt nedreptățit. Întrucât, în mod normal, regimentului meu trebuia să revină această cinste. Domnule maiorene, trebuie să mărturisesc cu cel mai adânc sentiment de respect că soția dumitale este cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată. Atunci, domnule colonel, să bem în cinstea soțiilor noastre. Ai fost vreodată însurat? Când am plecat de acasă în iulie, eram. Acum n-am mai primit nicio scrisoare. Cine știe? Poșta. Poșta e de vină. Pentru cea mai norocoasă unitate din Armata de Vest, pentru detașamentul special. Special de norocoși! Noroc, băieți! Noroc, noroc! Bravo, băieți buni! Noroc! Mă, băiete! Scoate-ți haine, ești tot leargă și ai să răciști. Hai, scoate-ți haine. Stai, mă! Mă, băiete, vină încoa! Unde ești? Stai, mă, unde fugi! Stai, mă, n-auzi! Ce-i cu tine? Vină încoa. Hai, mă, vină încoa, că nu-ți fac nimic. Ce-i cu tine? Mă, tu ești fată. Nu mă spune domnișoară. Ești fată, mă. Nu mă spune domnișoară, mă rog eu. Nu ce mă fac. Hai, lasă, 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 n-avea nicio grijă. Dezbracă-te, că ești tu de până la piele. Hai, hai, dezbracă-te. Hai, scoate-ți astea după tine, că ești bolnavă, nu vezi? Oh, câte hanțe ai pe tine. Hai, dezbracă-te. N-avea nicio grijă, hai, liniștește-te. Eu mai înșel, prietene, când o să vie șeful după bucurie, o să mă leg cu cine știe ce bucurie. La drept vorbind, cele două fete aveau o voce plăcută. Unde mă, frate meu? Încă de la început, că și el... Unde mă, frate meu? Homă, că-mi rup umărul.
E și el cu o sanitară. I s-o fi făcut de... Cu sanitară, mă? Ce zici, mă? Da, așa. Și două fete aveau o voce plăcută. Ioană! 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 A nebunit, săracu. Ioană! Ioană! Ioană, ce-i cu tine, mă? Ce-i cu tine? Lasă, lasă, nu-ți fie teamă, n-am să spun la nimeni. Am luat-o cu mine, nu vezi că a răcit. Vă mulțumesc. Vă rog să nu ne spuneți. E sora mea. Hai, ia spune, ce ai? Am avut nițică fierbințată, dar îmi trece până mâine, să știm, trece. Hai, stai, stai. N-avea nicio grijă, sergent, o îngrijesc eu. Ce este? Un ordin al cartierului general. Către bateriile din Calafaci Bechet. Să deschidă focul asupra Vidinului fără întrerupere, pentru a nu permite inamicului să trimită noi forțe în Rahova. Sunt de părere să amânăm atacul, din cauza ce ți riscăm prea mult. De acord, dar o fac contrcar, mon cher. Anunțați comandanții celor două linii de atac că ora a fost schimbată pentru nouă. Am înțeles. Avem legătura cu general Maindorf? Da, domnule colonel. Transmiteți. Domnule general, vă rugăm să amânați atacul demonstrativ vest-Rahova pentru ora nouă. Capitan Rahovani. Îmi pare rău, mon cher, dar ordinul este ordin. Linia întâi. Coiule, tu ești șucăcornistul. Eu sunt domn sergent, m-am rătăcit de ai noștri, nu i-ați văzut, nu știți pe unde sunt. Specialii sunt aici, la Rahova? Nu, păi nu vă spusei. Domnule locotenent, domnule locotenent! Ce-i sergent? Domnule locotenent, vă rog eu, dați ordin să plecăm de aici. Am dat iară peste rahatul ăsta de gornist. Specialii sunt și ei pe aici. Ocupă-te de tunuri, sergent. Domnule locotenent, să plecăm. O să fie prăpăt mare, doamne, iartă-mă. Toată ghinii cu ăsta ploaia. Ce face, domnule sublocotenent? Avem mațele goale. Lasă că e mai bine așa, mai bine așa. Lasă-mă că e mai bine așa, ești mai ușor și te ridici mai repede la cer. Pișcă-ți mă limba. O fi greu, domnule sublocotenent? Un fleac, un fleac. Atacăm pe ceață, domnule major. Dacă nu se revocă, ordinul de atac este dat pentru ora 9. În față avem un mal.
În dreapta și în stânga, mărginit de tranșee. Acolo ne regăsim. Continuăm atacul la sunet de trompet. Ce faceți, băieți? Doar și-mi, domnul locotenent. Unde-i frate tu? E bolnav, la infirmerie. De ce? Are firmințel. Uite-l, Bociucă! Da, bă, Ciucă! Bine, hai să vă dați pe Casimiu! Stai, mă! Ce-i cu tine, mă? Ce-ai, Brănăică, Ioane? Am venit și eu cu tine, că mi-era urât fără voia. Mașa cu mine aici, mașa acasă. Lasă-l, mă, Ciucă, să meargă și el cu noi. Azi e floare la ureche. Ciucă, ia vine-o cu mă. Tu știi ce-am bătit? Ați crezut ochelarii, a? A? Ați crezut ochelarii. N-aveți nicio grijă, domn suplocotere. Sunt eu cu dumneavoastră. Stânga, dreapta, gata. O să atacăm totuși pe ceață, domnule major. Ordinul-i ordin, domnule capitan. Ce te ții după mine, mă? Păi e frică de luptă sau aveți un moment de slăbire, domnule Rahovani? Te împușc, banditule. Te-ai rătăcit, domnule Meur. Întoarce-te la companie, ostaș. Maiorul Giurescu mi s-a părut un om hotărât. De linia întâi. De hotărârea ei în atac depinde ziua de astăzi. Domnule colonel, atacul pe ceas este un atac orbește. Mai ales atunci când nu cunoaștem terenul. Mălărescule, știi de ce n-a fost cucerită Grivița? Pentru că toate atacurile noastre au fost date în ceasul după amiezii, neavând timp să repezi asalturile și să faci manevre de înșelare a inamicului. Ceața poate avantaja trupele noastre. Să ajung neobservate, până sub zidurile redutei. Cum putem să atacăm niște redute pe care nu le vedem? Să mai așteptăm o oră, două, poate se ridică ceața. E ora. Sunați atacul. Gornist, sună atacul! Sună atacul! Bonșer, acum e prea târziu. Zarurile au fost aruncate. Înainte!
facem aici? Nu mai putem rămâne. Lăsați-ne pe noi, domnule Maior. Merg cu voi. Lungiți tirul! Numai de noi am lovit pe ai noștri, domnule Maior. Baterie! Foc! Luminăția ta, redutele din fața Rahovei au fost atacate de români. Rahova este o redută mult prea puternică pentru a fi cucerită de dorobanții lui Sonicianu. Stambulul ne anunță de o mare ofensivă rusă asupra Carsului. Adevărata luptă se dă aici, la Plevna. Comunicați Rahovei, rezistență cu orice preț. Aveți aici dispozitivele noastre din fața redutei Rahova. Domnul Maior Giudescu a căzut. Batalionul 4 de dorobanți a rămas fără ofițeri. Specialii sunt în redută? Da, domnule colonel. Comanda batalionului s-o preia locotenentul Bordeanu. A căzut și el. Atunci Maiorul Ene să preia comanda celor două linii de atac. La ora 17 ordon asaltul redutei principale.
Domnul general Meindorf, la ora 17 veți ataca Rahova Vest. Și veți împiedica ca orice ajutoare turcești să părăsească Rahova. George, e rândul tău acum, ca la ora 17 să ataci cu toată rezerva. Te rog să nu mă faci de râs. Astăzi trebuie să intri în Rahova. E prestigiul meu în joc. Domnule colonel, eroismul trupei nu poate suplini greșelile comandanților săi. Ce vrei să spui? Atacul nostru trebuia coordonat și cu un atac dinspre Dunăre, unde divizia generalului Lupo așteaptă doar un semnal. Tocmai tu, prietenul meu, mă sfătuiești asta? Că știi general Lupu ce a afirmat despre mine? Nu mă așteptam. Locotenent colonel Măldărescu, executați ordinul. Din regimentul colonelului Măldărescu. Hai, băieți, și noi! După mine! Contraatacați reduta principală de est.
Recucerirea ei este o necesitate vitală pentru evoluția luptelor din fața Plevnei. Iei comanda celor două batalioane de rezervă și pornești la asalt. Am înțeles, luminația ta. Domnule Maior, domnule Maior. Niță, sub tunică, în buzunar, o scrisoare pentru soția mea. O duci tu la București. Rămâi și-l caut eu. Neică! Neică Ioane! Jucă! Jucă! Neică! Ce să faci tu acum? Doamne, de ce te-am luat cu mine? Nu-ți face griji, Neică Ioane, eu am vrut să vin și am venit. Te doare? Simt cum se scurge sângele din mine. Piciorul meu, Ioana! Piciorul meu! Stai liniștit, Neică, stai liniștit. Stai. Stau. Ocupați poziții la parapet! Faceți economie de muniții! Sanitar! Ce se întâmplă? Mai avem decât 10 cartușe de fiecare ostaș. Goliți cartușierile de la răniți și morți. Folosiți armele turce și muniția lor. Thank you.
Domnul general Maiendorf comunică. Reduta Rahova Vesmiu poate fi cucerită. Batalionul 1, regimentul 1 Dorbanț a fost respins. Domnul maior Ștefan Mateescu a căzut eroic la datorie. Comanda regimentului a fost preluată de capitan Constantin Mirișescu. Trupele s-au retras la ordine în poziția inițială. Comunicați locotenent colonel Măldărescu să continue atacul în direcție Rahova. În reduta principală va rămâne o singură companie din regimentul 4 Dorobanț. Comunicăm ceva domnului general Lupu? Nu i-am răspuns la întrebare. Vom comunica cu cererea Rahovei. Până atunci încă puțină răbdare. Atacă turcii, domnule subocotenent. Du-mă la parapet. Domnule colonel, o nouă dispoziție de luptă. Continuați atacul spre Rahova. Transmite domnului colonel Slănicianu că trupele mele au fost decimate. Nu mai pot continua atacul. Dacă turcii vor contraataca, din lipsă de muniții sunt nevoiți să ordon retragere. Cer urgent întăriri, artilerie și muniții. Am înțeles. Domnilor, situația e gravă. Pregătiți retragere. Gornist, sună retragere. Am înțeles, domnule. Să pleci. Nu plec, Neica, nu plec. Ai, nebună. Nebună ești. Hai, nu mai plânge. Atacăm? Nu, lasă-i să plece. Evacuați răniții și ridicați corpurile ofițerilor morți. Să nu-și bată turcii joc de ei. Ți-mi minte ce mi-ai promis în cimitir? Mi-ai jurat. Uite, acolo în stână sunt minele turcilor. Știi să le dai foc? Știi? Ți-e frică? Da. Nu trebuie să-ți fie. Hai, trebuie să mergi. N-auzi? Thank you.
Ia stați. Ce e asta? Stați! Ciucă. Ăsta-i gornistul nostru. Ăsta-i Ciucă, domn colonel. Ciucă al nostru. Asta e Ciucă. E Ciucă al nostru! E Ciucă al nostru! Stai, mă, liniștește-te! Ciucă! 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 E Ciucă al nostru! Ciucă! Mă, Beneș! Greșeală inadmisibilă! La sud de Dunăre, generalul Lupu așteaptă cu o divizie întreagă un semn din partea lui Slănicianu. Și el nimic. Atacă de unul singur. De parcă am fi Evu Mediu. Știți relațiile dintre ei? La dracu cu relațiile dintre doi militari de cabinet. Dar ce-și închipui acești domni? Că ostașii români sunt iobaci? De moșiile lor? Voi cere domnitorului să le ia comanda. Mâine dați zi liberă întregului detașament. Poi mâine 9 noiembrie, la ora 7. Se reia atacul asupra Rahovei. În ziua de 9 noiembrie, trupele generalului Lupu, coordonându-și acțiunile cu cele ale colonelului George Slănicianu, cuceresc Rahova, aducând o victorie care aparține în întregime armatei române. La ce te gândești, mă? La cei ce nu mai sunt cu noi. Să se bucur. Bă, eu cred că sunt. Și vor fi până la capăt, când vom învinge și ne vom întoarce acasă. E? Ce mai e? Cu Rahova am terminat. Telegramă pentru tine. Citește-o. În luptele de la Rahova a căzut eroic Eleonora Maria Cerchez. Alexandre, dacă nu-mi ordoni, la Plevna intru în luptă ca simplu soldat. E timpul să mergem. Aproape sigur, acțiunea de străpungere a inamicului va fi axată pe șoseaua Plevna-Sofia. În consecință, vom adopta următorul plan de operațiuni. Generalul Scobelev, cu cele două brigăzi pe care le comandă, va trece în sprijinul generalului Ganetski. Și comanda sectorului meu? O va prelua generalul Snitnikov. Domnule general Krydner, vei primi în întărire trei batalioane de tirariori din sectorul 4. Domnule general Cernat, iei patru batalioane românești de la Berbița și le treci în sprijinul diviziei a 4. Domnule colonel Cerchez, dumneata cu divizia a 3-a. Vei fi gata la momentul oportun să ocupi Plevna. Domnilor, sunt sigur
că veți executa în mod strălucit misiunile încredințate. Vă urez succes! Luminăția ta, civilii s-au luat după noi și au blocat drumul. Orice încercare de întoarcere în Plevna este imposibilă. Instalați imediat bateriile și deschideți focul. Am înțeles. La atac! După mine! Înainte! Domnule colonel, am ordin de la Osman Pașa, generalisimul trupelor otomane, să vă conduc la luminăția sa. Vă urmez. Sunt colonelul Mihail Cristodulo Cerchez, din armata română. Știu, am auzit de dumneavoastră. Am dorit să vă predau personal sabia mea. Aș vrea să cunosc totuși condițiile capitulării, domnule colonel. Îmi pare rău, excelență, dar nu am nicio indicație în sensul acesta. Domnule general Ganetski, excelența sa dorește să cunoască condițiile capitulării. Condiții? Este o capitulare fără condiții. Sabia excelenței sale. Sabia trebuie predată direct comandantului suprem. Până atunci, ea va rămâne în păstarea ofițerului care va însoți pe excelența sa. Pe cine propuneți pentru această misiune, domnule colonel? Colonel Grigorie Polizu, comandantul regimentului 3 Călăraș.
Ce a spus? Zilele vin unele după altele. Unele sunt fericite, altele nefericite. Un vechi proverb turcesc, domnule general. După capitularea lui Osman din 28 noiembrie, Consiliul de Război hotărăște că armata rusă să continue înaintarea spre sud, peste Balcani, cu toate trupele devenite libere prin căderea Plevnei. Trupele române se vor îndrepta spre Vidin și primesc ordinul să atace unitățile turcești din vestul Bulgariei. O divizie română va escorta prizonierii turci căzuți la Plevna, apoi va ocupa malul stâng al Dunării, între Giurgiu și Călăraș. Deci sunteți de acord să trimitem o telegramă guvernului turc? România nu se mai află în stare de război cu Imperiul Otoman și se simte foarte fericită. Rog așadar pe excelența voastră să-mi comunice cât de curând dispozițiile pe care guvernul imperial dorește să le ia în legătură cu repatrierea celor 6.000 de prizonieri otomani pe care avem în Principat și care sunt liberi să se întoarcă acasă după cum doresc. Cerem reciprocitate și pentru prizonierii români. Domnule general, vă rog să luați toate măsurile pentru ca prizonierilor turci să li se asigure toate îngrijirile necesare și în cel mai scurt timp să fie efectuat schimbul. Domnilor, după cum știți, am primit o scrisoare din partea Marelui Duce Nicolae din Adrianopol, în care mă anunță semnarea tratatului de pace cu turci. Totodată ne roagă să ordonăm armatei române încetarea ostilităților pe frontul Vidinului. Aș vrea să cunosc părerea dumneavoastră, a guvernului și ceea ce ați hotărât să facem. Venim în fața dumneavoastră după 8 ore de discuții. Credem că majestatea voastră ar trebui să răspundă marelui duce în termenii cei mai prietenoși. Dar prin relațiile de prietenie și rudenie ce vă leagă de familia Romanovilor, să-i cereți marelui duce o soluție care să nu micșoreze demnitatea României, ci din contră, să-i apere interesele. Ați întocmit această scrisoare? Da, majestate, ne-am permis să întocmim această scrisoare. Am să trimit această scrisoare țarului Alexandru al II-lea. Domnule Cernat, te rog să transmiți generalilor Haralambie și Mihail Cerchez încetarea focului pe toată linia Dunării. Până la noi ordine. Măria ta, dacă îmi permiteți, vă rog să vă dați consimțământul ca rezerviștii contingentului 1869, chemați primii sub arme la începutul războiului, să fie deconcentrați și lăsați la vatră. Rahova, Plevna și Smârdan au arătat lumii că brațul care a purtat sapa știe pe câmpul de onoare să poarte cu aceeași bărbăție și arma, mergând la victorie sau la moarte. Oastea și țara și-au îndeplinit cu abnegație datoria. Astăzi, 8 octombrie 1878, Bucureștiul a luat haina de sărbătoare spre a întâmpina la porțile orașului pe cei care și-au vărsat sângele pentru țară și au dat gloria și independența României, îndeplinind dorința de veacuri a moșilor și mostrămoșilor noștri. Fiți bineveniți, dragi eroi, apărători ai independenței!
povestea faptelor mărețe ale trecutului, voi ați îmbogățit-o cu povestea faptelor numai puțin mari ce ați săvârșit. Și cartea veacurilor va păstra pe neșterzele ei file numele acestor fapte alături de numele vostru. Țara vă mulțumește și dă fiecăruia dintre voi sufletească îmbrățișare a eroilor. În luptele pentru conservarea gloriei dobândite au căzut Maior George Șonțu, Capitan Walter Mărăcineanu, Maior Constantin Ene, Locotenent Radovici, Maior Dimitrie Giurescu, Maior Mateescu, Locotenent Pavel Bordeianu, Capitan Constantin Merișescu, Sanitara Maria Cerchez, Sergentul Ion Ciucă, Gornistul Detașamentului Special Ioana Ciucă și toți bravi ostași morți pe câmpul de luptă.